Situația se înrăutățește și în județul Mehedinți. Cazurile de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 s-au dublat în ultimele zile. De la ultima raportare, 71 de persoane au fost confirmate pozitiv. Peste 16.000 de mehedințeni au fost confirmați cu COVID-19 de la începutul pandemiei și până în prezent. De la ultima raportare au fost confirmate 71 de cazuri noi de îmbolnăvire la nivelul județului. În prezent, 619 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată, iar 27 de persoane sunt internate în secțiile COVID. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 619 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 258 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice, 27 persoane sunt internate. La acest moment, gradul de ocupare a paturilor destinate îngrijirii pacienților infectați cu SARS-CoV-2 este de 4,80%. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 71 de persoane. Data incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,06, iar la Drobeta, Turnul Severin avem o rată incidenței de 1,41 la 1000 de locuitori. De asemenea, crește și rata incidenței cumulative. La nivelul județului Mehedinți, rata de infectare este de 1,06, iar la nivelul municipiului Drobeta, Turnul Severin este de 1,41 la 1000 de locuitori. La nivel național, astăzi au fost înregistrate cele mai multe cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei. În ultimele 24 de ore, 19.649 de români au fost confirmați pozitiv.